Facultatea de Teologie Ortodoxă din Capitală organizează luni 27 aprilie cea de-a patra ediție a concursului Dumitru Stăniloae. Competiția se va desfășura la sediul facultății și are ca temă prezența harică a Sfintei Treimi în viața bisericii. Suntem la a patra ediție a acestui concurs care se desfășoară din inițiativa și cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Tema a fost aleasă în mod inspirat de către prefericitul Părinte Patriarh Daniel, și anume lucrarea Sfintei Treimi în viața bisericii, deoarece anul acesta suntem în anul omagial închinat misiunii bisericii și parohiei. Aceste comunități de bază ale Bisericii Ortodoxe, parohia și mănăstirea, trebuie să respire în Duhul Preasfintei Treimi pentru ca să oglindească ceva din viața Sfintei Treimi, așa cum ne-a învățat Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Numărul studenților interesați de opera renumitului teolog român Dumitru Stăniloae este în creștere. La concurs s-au înscris 55 de candidați, studenții de la teologie pastorală, de la teologie didactică, dar și masteranți, și se vor acorda trei premii și mențiuni. Premiul întâi va consta din bursa propriu-zisă a părintelui academician Dumitru Stăniloae, dar vor beneficia, cum vă spuneam, și de premiul 2 și 3, cei mai buni, care vor elabora cele mai frumoase lucrări centrate pe tema aceasta. Li s-a dat bibliografia și mărturisesc că am constatat cu bucurie că este un interes deosebit în rândul studenților, iată, pentru cunoașterea operei părintelui Dumitru Stăniloae, pentru faptul că părintele profesor a fost cel care a apropiat teologia de spiritualitatea bisericii, de cultul bisericii. Ori este exact ceea ce ne trebuie astăzi în desfășurarea misiunii Bisericii Ortodoxe și este sarcina teologiei să aducă mereu în actualitate acest mesaj al comuniunii, al teologiei de comuniune, care are la bază dogma Sfintei Treimi. Câștigătorul bursei Dumitru Stăniloae va primi un premiu în bani în valoare de 2000 de lei.